Poliția la treabă în fața primăriei, nu-mi vine a crede. Aici la kilometru zero întotdeauna era debandată și nimeni niciodată nu intervene. Dar acum au și eu pățit. S-au terminat sărbătorile și hai la... făcut ordine. Până acum tot vedeam poliției la treabă, dar fără girofar, fără proces verbal, așa cumva să... este o cheză ca pica. Mai ales de la cei cu numere străine. Ori pe ăsta, parcat în fața trecerii de pietoni, o să-l vadă, o să-l amendeze. Văd că s-a luat de unul care este parcat pe trotuar. Dar de aici și o să zic. Și când o să zic, dacă o să zic. Cred că chiar am în două în calcă. Doi gospodari au parcat fix în intersecție, unul chiar pe trotuar, în fața ULIM. Și dincoace, altul parcat în intersecție, în fața barierii. Altul după barieră, dar tot în intersecție. Cadjar, pe trotuar. Mai la vale de primărie. O terminat descris proces verbal, ori s-o înțeles altfel. Nu se reștie camera. Să vedem dacă observă mașina parcată la zebră. Da, eu sunt la poștă. Aici e kilometru zero. Și îl deranjează pe el cerșetul. Da, doamne. Dovedește. Bine. Sănătate. Și întrebat ăsta mă când filmez. Domn polițist, ia uitați în mașini parcate, tamam lângă trecerea de pietoni. La câți metri trebuie să parchez? 5. La 5 metri de trecere de pietoni? 5 metri. Așa scrie în regulă. Da. Și ăsta are 5 metri? Care se parchează, mă? Da. Dar pe nu-i permit. Am să vedem. De unde a luat el 5?